Salutare lume, sunt Narcis Gamin și bine ați venit la un prim episod de RAF. Nu sunt foarte perceput în acest joc, așa că vă avertizez. Nu am încă pe tot. Deci noi suntem pe o plută. Și în jurul nostru e un rechin și o să vină iteme pe care noi trebuie să le prindem cu cârligul sau cu mâna coală. Depinde cât de aproape sunt de noi. Acest rechin o să ne atace din când în când. Avem inventarul și cu zona de craft. Prima dată va trebui să ne craftăm acest purificator de apă. Așa, uite, niște scânduri pe care să le apucăm. Ar fi bine să apucăm și acea frunză ca să facem sfoară. Bun, ar fi bine să găsim și niște fier. Da, fier, sunt bucăți de tablă care plutesc și îmi place să zic fier. Un butoi. Putem găsi foarte multe. O scap tu. Putem să ne aruncăm și în apă după obiecte. Am găsit, uite, această bucată de tablă e fierul nostru. E ca un fel de Minecraft avansat după mine. Hai, încă o bucată de fier mai trebuie și ne facem purificatorul. Mă ajunge în apă să văd dacă prind vreuna, dar e destul de riscant din cauza rechinului că acesta, nimeni de ce o să sară în apă, o să vină pe mine și e mai greu. După ceva ce nu-i departe, eu aș sări și mi-ar trebui neapărat. Da, nu. La fel de bine vom avea nevoie și de o undiță și de o... mi se zice suliță. Așa, cum să ne craftăm? Păi, prima dată voi avea nevoie să-mi craftez o funie. După craftăm și asta. Perfect. Acum să-l amplasăm noi într-o zonă unde de chin nu cred că ar putea să-l distrugă în mijloc. Cel puțin să nu distrugă complet. Ne mai trebuie încă o bucată de fier să ne facem un vas, un pahar, o conservă, că practic eu înseamnă cu o conservă mai mult. Hai mă, am putut prinde și de chinui mult prea aproape să sară cu el. Ne-am ratat. Și frica mea de a sări să după rechin fără suliță m-a oprit. Butoi. L-am prins. Un butoi poate să fie o groază de lucru. Ah, perfect. Ne-a fost fix ce aveam nevoie. Așa. Acum să-l luăm. Să-l umplem și să-l punem la prăjit. Rechinul se îndreaptă deja spre plută. Și eu fără suliță nu pot să-l atac. Nu pot să-l atac fără suliță și îmi distruge o parte din plută. Cât timp îmi distruge purificatorul, voi fi bine. Nu voi muri.
O să beau apă. Aha, gata, l-am luat. Acum repede să mă întorc către pluta mea înainte să se întoarcă rechinul. Mai rapid să bem niște apă, să o umplem din nou. Și să-l punem la prăjit. Fiind în mijloc, nu cred că o să-l mai distrugă chiar așa de ușor. Să scape de el. Vom mai niște bucăți de tablă pe care nu le-am prins și mi-au scăpat. Nu o să-mi scape mie așa ușor. Tablă! Nu scăpa tablă! Și le-am prins. Avem suficiente să ne mai facem. Ar fi o idee bună să facem și un cuchet de asta, dar da. Că nu mi se pare că pentru undiță nu ne trebuie fier. Pentru undiță da, nu ne trebuie. Și avem și să craftăm asta, dar nu mai avem să craftăm pe asta, mi se pare. A, bă, da, mai avem. Și asta e pe numărul 6 și să vedem unde să-l amplasez. Aici e bine. A, deja pot să beau. Și acum să merg și la pescuit. Stai, nu spune că să iar vine din nou. Minul ăsta. A trecut pe lângă parcă. Nu știu cum o să facă unița când o să prindă pește. Bă, de ce nu te pot captura? Bă, nu. Nu cred că am văzut niciun pește. Bă, ce ciudat, poți să pescuiți printre lemn. Aia este făcută. Da, cred că mai bine deocamdată las pescuitul. Ce am făcut, mă? Nu l-am umplut. Sau un invent. Acum e plin asta și... N-am prins butoiul. Ce să ne dată spre mine? Parcă când sară să nu mai vrea să mă atace. Dubios. Bun, și am pierdut acel butoi. Dacă le-aș lua pe alea, n-aș face chiar o suliță, dar aș fi mai aproape de țelul meu de suliță. Mi se pare că pentru suliță mai trebuie încă una și după suliță suntem în siguranță de rechin cât de cât. Întotdeauna e o idee bună să bei. Ce-am făcut, mă? N-am lăsat plin? Și acum să venim. Suliță, suliță, unde era? Sulița... N-am funie. Ce vă să-s-a? Rechin, mănânc iarăși. Când n-am suliță, mănânc ăsta. Bun, până unul în mijloc m-a salvat. Dar nu m-a salvat total. Încă sunt în pericol. Cred că acum trebuie să ne craftăm mai mult.
Unde era sfoara video? Video că am dat o sfoară, avem și o sfoară, mi se pare că nu ne ajunge pentru o suliță. Pentru asta bine că nu-mi trebuie și o suliță. Mi trebuie încă o sfoară și aici avem cartofi, avem sfoară. Hai că aș pune lemnul aici, cu frunza aici și de fapt să pun tot lemnul aici. Și să iau ciocanul. Că mă gândesc că dacă am ciocanul, pot să-mi repar cât de cât barca. Da, cu ciocanul pot să-ți repare asta. Și nu e deloc neavantajos, e foarte avantajos și e de ajutor să îți poți repara pluta cu așa ceva când e un rechin prin preajmă care tot te atacă, să-i faci building, să o faci mai mare. Acum le-aș mai face niște sfori ca să fac și o suliță să-l opresc, să mai distrugă barca, ca să o pot extinde, ar fi mai perfect. Ce? Am pierdut una? Dă-l trecu. Hai să mai bem niște apă. Am luat apă, nu eram atent. Știu că n-am luat. Văd că acel odios rechin deocamdată nu ne mai atacă și asta este foarte bine. Păi presupun că putem să mai craftăm funie. Și cu funie ne... Deci lemn și funie o să ne trebuiască pentru a și crafta în continuare. Suliță. Suliță, tu e scăparea mea. Perfect, avem și sulița acum. Acum nu mai avem timp să ne craftăm. Ce face să se apropie prea mult de barcă? S-a cam apropiat ceva de barcă. Și de data asta nu o să mai lăsă să-l distrugă. Odată ce are 3 lovituri, el pleacă, ne lasă în pace. Și asta este un avantaj. Nu am hrană. Repede. Să mănânc niște cartofi. Și ar fi bine să și pescuiesc. Altfel vom muri. Să prind rapid niște pește. Dar eu cam lasă să-mi reconstruiesc și fortul. Stai. Vine spre noi. Da, vine. Pleacă, rechinule. Pleacă, pleacă. Perfect. Acum barca noastră este reparată ca la început. Deci ne-am făcut barca de la început perfectă. Butoiul. Ar fi bine acum cât timp văd că nu ne mai atacă ăsta să și pescuim, că văd că ne cam rămân fără hrană. Opresc ceva. A, așa, avem 3 pești. A, nu, avem un pește, e suficient și ăsta să-l prăjesc secundar. Perfect. Ce ai făcut, mă, te-ai învârtit pe aici și ne-ai atacat, nu mai are tupeu. Și rechinul poate să moară, desigur. Dar după ce moare apare altul și tot aceeași continuare. Să fiu cu mare băgare de seamă că acest rechin o să mă lase
ușor în pace. Nu știu dacă pe acest joc poate să apară noaptea. S-a prăjit pește. Și avem pește prăjit pe 6. Na, dar cine știe ce e. Ce, dar deocamdată mi ajunge, mai ales că hrana se duce mai greu, dacă mi-am inteles bine, decât apa. Apa toată la... E bine orice... Dar e bine orice pritem. Mai pot să mai craftez o funie. Și cred că ne mai putem extinde. Așa, am extins mai mult acum. Dacă mai avea mai multe frânghii, ne-am fi putut extinde și mai mult, nu doar cu o bucată, și să reparăm ce am pierdut. Da, cred că ar fi bine să pun apa la prăjit și să țin acolo apa. De fapt, la prăjit au și la mine apa la prăjit. Apa la purificat. Nu poți să prăjești apa. Imposibil, fizic. Nu am auzit de apă prăjită. Clocotită, da, dar nu prăjită. Un prăjit poate. Bun, suntem în siguranță deocamdată. Rechinul se pare că de când am văzut că avem suliță ne-a cam lăsat. S-a lăsat pe cubaș. Asta înseamnă să ai suliță. Iar înfilează asta. Trebuie rapid să mănânc chiar. Mai bine m-aș apuca de prinsul peștilor și aș mai lăsa deocamdată embarcațiunea asta în pace ca să pot supraviețui. Nu va dura mult până va muri și dacă mor trebuie să iau ăsta de la capăt. Nu e ceva din respawn. Mor ei de la capăt. E ceva din viața reală, ai murit în viața... Scuze-mi spățiul, ai găsit răgușit, ai murit în viața reală. Pa, nu te-ai mai întors. Butoaie, și sunt două la număr. Sunt rechin turbat. Hai, trage repede, că mi-e suge barca. Unde e? Pe 5, pe 5. Să nu pleci, să pleci, să-mi lași barca în pace. Am ocupat un loc de butaie de rechin, n-are nimic. Că rechinul îmi distrugea barca și asta era mai important. Și se-am prins un butoi. Barim unul să prind. E bine dacă prind unul. Nu mai am ceva să-mi țină de mâncare așa secundar până prăjesc eu peștii. Hai. Trebuie să prăjești. Nu știu, poți rămâne și crud? Da, pot. Dar nu confer suficientă hrană. Peștele crud. Al butoi. Și l-am prins din prima. Încă un cartof. Hai, prăjește-te. Că mor. La propriu. Dacă nu sunt atent, oricând mă poate lua pe la spate acel rechin. Și să-mi distrugă barca. Pluta, barca mea scumpă, scumpă pe naiba că zic că niște bucăți de lemn. Să bem repede și niște apă și să pun apa la copt, să apă cu peștele, să mănânc repede și să mă pun înapoi la pescuit, să mai facem niște pește prăjit, să avem. Chiar dacă trec itemele pe lângă mine, nu mai are rost să le iau. Poate decât ăsta are ceva rost să-l prind. Butoiul, că în butoi poate să pice orice ar fi necesar. Și e prins. Și a picat cât de cât ceva necesar.
Hai să mai și pescuim. Habar n-am cât am, filmarea nu mai contează. N-are nimic aici, cred că tot prinde ceva. Aha, prinde. Asta va fi ultimul pește pe care îl capturăm și după ne întoarcem la prăjit. Sau cred că închei seria. Adică seria episodul. Să prăjim. Și hai să mai fac rapid ceva, că nu am... Bun. Acum că am să lărgesc puțin asta barca, că o să-mi trebuiască lărgită. Mai lipsește o... De-aia o frânghie. Mai fac eu de frânghii, nu e problemă. Și de prăjit. N-am prins nimic. Cum mă așteptam. Un butoi, ce-o fi acolo? Poate să trec aia pe lângă mine cu o breacă în butoi. Pot să prind și de-alea. Și e prins, e prins, e prins. O, am prins. Suficient cât pentru o sfoară. Așa, hai să-l pune, hai să-l punem și pe restul la prăjit. Serios, iar mi-e foame. Hai că data asta am pregătit la prăjit. A, da, așa, nu am. Trebuie să craftez funie și după. Așa. Perfect. Acum că avem asta mai mare, rechidul ne-o distruge mai greu. Nu ne poate distruge complet. Și avem loc unde să stă mai mult. Unde să ne punem alte obiecte. Și a venit rechidul și a distrus bucata asta. Ne simți tu? Dacă pe la spate, hă? Le arăt eu ce înseamnă să atași pe la spate. Rechid mizerabil. Că nu mai am frânghii să repar. Ce mă, mi-a dat un cartof? Și metal? Ce fac eu cu metalul la ora asta? O fi bun metalul și el, dar deocamdată nu e bun de nimic. Aici avem și cufăr. Aici ce? Apar n-am ce asta. Aici e pentru copac. Aici. Da, cred că ăsta e pentru semințe de aici și nu am cum să-l fac. Ăsta am cum să-l fac, dar nu, stau de el. S-a mai făcut niște pește. Păi să mâncăm să avem viața completă, cea de carne, viața cărnii. Și nu mai vin niște frunze de alea să le luăm? Sau mă... Oh, uite un butoi. Asta ce a fost? Lemn, lemn, fier. Uite două frunze, uite două frunze, uite două frunze. Este. Asta e tot ce trebuia, două frunze. Nu trebuia mai mult. Perfect, barca, barca noastră e din nou completă. Ah, și uite câte butoaie vin. Sper că nu este prea mare, dacă este prea mare, el scurtează mai multe episoade. Mi-a venit inclusiv semințe și frunze. Ești de ajutor. Sunt de ajutor astea. A, încă un pește prăjit. Și mai am încă unul de pus la prăjeală și astea au fost toate tot ce am avut la prăjit. N-ar fi ideea să fac și un cufăr de la să pun ce iteme mai am.
Nu, se pare că maximul e 10, că asta e un fel de stack 10 și asta e maximul. Nu-și face un punct asta că, nu am suficiente. Încălerea asta am ratat ce era important. L-am prins pe asta. Dacă asta vine și atacă, o să fie ultimul lucru pe care îl mai face. Mă vede cu sulița, fuge. Logic. Deci, cam atunci cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!